Membrii Colegiului Prefectural s-au reunit pentru prezentarea raportului în fața prefectului. Membrii care au prezentat informări au fost prezenți fizic la întâlnire, în timp ce restul șefilor de instituții deconcentrate au participat la întâlnire în sistem online. Prefectul a cerut o informare despre situația șomerilor la nivelul județului, dar și cu privire la măsurile guvernamentale de sprijinire a mediului de afaceri. Reprezentanții ISJ au făcut și ei un bilanț al acestei perioade dificile, iar medicii au vorbit despre acțiunea de vaccinare anti-COVID. Primele tablete conectate la internet pentru cursurile online au ajuns în Mehedinți, dar părinții nu se îngrămădesc să le ridice. Situația a ajuns și în atenția prefectului Cristinel Pavel în urma unei informări a inspectoratului școlar realizat în cadrul primei reuniuni a membrilor Colegiului Prefectural după perioada de pandemie. S-ar putea să rămânem cu tablete pe stoc, pentru că există oarecare reticență din partea părinților în a primi aceste tablete încomodat, pentru că asta presupune că copilul trebuie să aibă și mare grijă de aceste dispozitive. Eu o să încurajez pe directori să ia legătura cu părinții și să insiste să preia aceste tablete. Pe de altă parte, pandemia de coronavirus a afectat grav mai aproape toate sectoarele economice locale, iar fără sprijin guvernamental, zeci de firme ar fi fost nevoite să apeleze la concedieri masive. La sfârșitul lunii noiembrie 2020, rata șomajului în județul Mehedinți a fost de 6,12%, situația șomerilor în județul Mehedinți fiind următoarea. Șomeri indemnizați avem în baza de date 1691 de persoane, respectiv 27,11% din numărul total, și șomeri neindemnizați avem 4547 persoane, reprezentând 72,89%. Numărul total de persoane înregistrate în baza de date la JOFM Mehedinți, 6238 de persoane. În Mehedinți, măsurile de limitare a răspândirii coronavirusului luate din timp de autorități au făcut ca Mehedințiul să nu fie unul dintre județele grav afectate de virus. Zilnic, ca și număr de persoane confirmate, constatăm o creștere lentă a cazurilor în perioadele în care am reușit să controlăm populația și măsurile dispuse. Avem o creștere foarte mare, cu cea mai mare incidență în 19 noiembrie, este vorba de 112 cazuri, de atunci, să nu vorbim într-un ceas rău, stăm bine. Masca asta pe care o purtăm noi acum este extraordinar de importantă și avem rugămintea pe cât posibil să ne sprijiniți în a o populariza și în a-i convinge pe concetățenii noștri să o poarte pe cât este posibil corect. Prefectul de Mehedinți a subliniat importanța sprijinului guvernamental în această perioadă de criză pandemică. Unul dintre subiectele abordate în această ședință de Colegiu Prefectural, ultima ședință de Colegiu Prefectural, a fost și materialul, subiectul prezentat de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care pe lângă situațiile statistice, indicatorii statistici sociali care se referă la domeniul șomajului, număr de șomeri, rata șomajului, a prezentat în mod concret și măsurile întreprinse de Guvernul României în acest an, în perioada de pandemie, pentru sprijinirea mediului de afaceri din județul nostru. Ședințele Colegiului Prefectural au fost suspendate la începutul anului din cauza pandemiei de coronavirus. Aceasta a fost prima întâlnire după mai bine de 8 luni de pauză.